Călătoria în timp este un concept fascinant care a captivat imaginația oamenilor de secole. Această idee a fost popularizată în nenumărate filme, emisiuni TV și cărți de la clasici precum Mașina Timpului a lui A.J. Wells, la filme mai moderne precum Înapoi în viitor și Doctor Who. Ideea de a putea călători în timp i-a inspirat pe oameni să viseze cum ar fi să fie martor la evenimente istorice la prima mână, să întâlnească personalități celebre din trecut sau să exploreze diferite epoci din istoria omenirii. Dar dacă ai fi trimis înapoi în timp, cât de mult ai fi capabil să supraviețuiești? Hai să aflăm răspunsul la această întrebare în clipul de azi și să vedem practic cele mai mari provocări pe care oamenii le-au întâmpinat din antichitate până în perioada medievală sau cea modernă. Ciuma te-ar fi ucis cel mai probabil. Ciuma a fost una din cele mai mari ucigașe din trecutul nostru, a avut un efect devastator asupra populației Europei din secolele 14 și 15, cunoscută și sub numele de Moartea Neagră, ciuma era purtată de purici, cel mai adesea găsiți pe șobolani. Aceasta a ajuns în Europa în 1348, iar mii de oameni au murit în locuri din Italia, Franța, Germania, până în Scandinavia, Anglia, Țara Galilor, Spania și Rusia. Moartea neagră a între o treime și jumătate din populația Europei. Contemporanii nu știau, bineînțeles, ce a cauzat ciuma sau cum să evite contracararea ei. Au căutat explicații pentru criză în mânia lui Dumnezeu, în păcatul uman și în grupurile de străini, în special evrei. Dacă erai infectat cu ciumă bubonică, aveai 70-80% șanse să mori în următoarea săptămână. În Anglia, din fiecare sută de oameni, poate că 35-40 se puteau aștepta să moară din cauza ciumei. Ca urmare a ciumei, speranța de viață în Florența de la sfârșitul secolului XIV era de sub 20 de ani jumătate față de cea din 1300. De la jumătatea secolului XIV le încoace, mii de oameni din întreaga Europa, de la Londra la Paris, la Gent, Mainz și Siena, au murit. Un număr mare dintre aceștia erau copii care erau cei mai vulnerabili la boală. Foametea ți-ar fi făcut viața complicată. Foametea era un pericol foarte real pentru oamenii din trecut, confruntați cu rezervele tot mai mici de hrană din cauza vremii nefavorabile și a recoltelor slabe. Oamenii mureau de foame sau abia supraviețuiau cu rații slabe, cum ar fi scoarță, fructe de pădure și porumb și grâu de calitate inferioară, deteriorate de mucegai. Cei care mâncau atât de puțin suferau de malnutriție și prin urmare erau foarte vulnerabili la boli. Dacă nu mureau de foame, de multe ori mureau în urma epidemiilor care urmau foametei. Boli precum tuberculoza, boala sudorii, variola, dizenteria, febra tifoidă, gripa, orionul și infecțiile gastrointestinale puteau ucide și chiar au ucis. Una din cele mai tragice astfel de crize, marea foamete de la începutul secolului al XIV-lea a fost deosebit de grav. Schimbările climatice au dus la temperaturi mult mai scăzute decât media în Europa începând cu anul 1300, perioada numită mica epocă glaciară. În cei șapte ani dintre 1315 și 1322, Europa de vest a fost martoră la ploi incredibil de abundente, care au durat până la 150 de zile la un moment dat. Fermierii s-au luptat să planteze, să cultive și să recolteze. Acele slabe recolte care au crescut erau adesea mucegăite și teribil de scumpe. Ca urmare, pâinea, principală a hrană de bază, era în pericol. De asemenea, acest lucru a venit în același timp cu o vreme de iarnă brutal de rece. Cel puțin 10%, poate chiar aproape 15% dintre locuitorii Angliei au murit în această perioadă. Lipsa de servicii medicale înseamnă o moarte prematură, iar în trecut accesul la asistență medicală era extrem de limitat, iar oamenii trebuiau să se bazeze pe propriile cunoștințe și pe cunoștințele altora din comunitatea lor pentru a trata bolile și rănile. Fără progresele moderne în medicină de care dispune Azi, oamenii din trecut se confruntau cu numeroase provocări pentru a rămâne sănătoși și a lupta împotriva bolilor. Una din cele mai mari provocări cu care se confruntau oamenii era lipsa de cunoștință medicală. Existau o cunoștință redusă asupra corpului uman și asupra modul în care acesta funcționa, iar multe boli și afecțiuni erau considerate a fi cauzate de forțe supranaturale sau divine. Fără o înțelegere de bază a teoriei germenilor, oamenii nu puteau preveni răspândirea bolilor infecțioase, iar epidemiile se abăteau adesea asupra comunităților, ucigând un număr mare de oameni, așa cum am văzut în cazul ciumei. Chiar și atunci când bolile erau identificate corect, opțiunile de tratament erau adesea limitate sau ineficiente. Remedii tradiționale și medicamentele pe bază de plante erau utilizate în mod obișnuit, dar acestea se bazau adesea pe superstiții sau pe povești mai degrabă decât pe dovezi științifice. În unele cazuri, tratamentele erau chiar dăunătoare și puteau înrăutăți starea pacientului, cum ar fi fost tratamentul cu mercur folosit de mulți, așa zis, medici din trecut. O altă provocare a fost lipsa infrastructurii medicale. În trecut nu existau spitale sau clinici așa cum avem azi, iar medicii erau puțini. Cei care practicau medicina erau adesea slab pregătiți, iar multe tratamente se bazau mai degrabă pe încercări și erori decât pe cunoștințe medicale. Pe lângă aceste provocări, existau și limitări practice ale îngrijirii medicale în trecut. Fără mijloace de transport moderne, putea fi dificil pentru oameni să aibă acces la asistență medicală, în special în zonele rurale. Proviziile și echipamentele medicale erau de asemenea limitate, ceea ce făcea dificilă efectuarea de intervenții chirurgicale sau alte proceduri complexe de către medici. În general, lipsa asistenței medicale în trecut a reprezentat o provocare majoră pentru oameni și a avut un impact semnificativ asupra sănătății și bunăstărilor. Aveau dată cu dezvoltarea medicinei moderne în secolele 19 și 20 s-au înregistrat progrese semnificative în înțelegerea corpului uman și în dezvoltarea unor tratamente eficiente pentru o gamă largă de boli și afecțiuni. Azi suntem norocoși să avem acces la o gamă largă de tratamente și tehnologii medicale care ne-au îmbunătățit considerabil capacitatea de a ne menține sănătoși și de a trata bolile. Normele sociale diferite ar face să pari un ciudat. Una din cele mai semnificative diferențe dintre normele sociale din trecut și cele din prezent se referă la rolurile de gen. Multe societăți de-a lungul istoriei se se aștepta ca femeile să fie supuse bărbaților, rolul lor principal fiind acela de a avea grijă de casă și de a crește copiii. Femeilor li se refuza adesea dreptul la educație și erau excluse din multe profesii care erau deschise bărbaților. Acest lucru a însemnat că femeile aveau oportunități limitate de a obține independență financiară sau de a-și urmări propriile interese. O altă diferență majoră se referă la atitudini în față de rasă și etnie. În multe societăți de-a lungul istoriei, anumite grupuri etnice și rasiale au fost supuse discriminării și prejudecăților. Aceasta a fost adesea forma segregării sau a excluderii din anumite profesii sau activități sociale. Sclavia a fost de asemenea o instituție omniprezentă de-a lungul unei mari părți din istoria omenirii și a fost abolită doar relativ recent în unele părți ale lumii. Spre exemplu, în SUA, sclavia a fost abolită abia în 1865 după războiul civil. În plus, este important de menționat că abolirea legală a a sclaviei nu a dus automat la o egalitate reală între toți cetățenii americani și a existat o lungă perioadă de lupte pentru drepturile civile și echitatea rasială după abolirea sclaviei. Un alt exemplu recent de discriminare socială a fost cel împotriva evreilor care au ajuns să fie supuși tragediei Holocaustului în perioada celui de-al doilea război mondial. Viața fără tehnologie ar fi fost foarte grea pentru tine. Lumea în care trăim azi e condusă de tehnologie și e dificil să ne imaginăm cum ar fi viața fără ea. De la smartphone-uri și computere, la mașini și avioane, tehnologia modernă a transformat modul în care trăim, lucrăm și comunicăm. Cu toate astea nu a fost întotdeauna așa, iar oamenii din trecut au fost nevoiți să se descurce fără numeroasele progrese tehnologice pe care azi le Luăm de la sine înțeles. Una din cele mai importante provocări cu care se confruntau oamenii din trecut era comunicarea. Înainte de inventarea telegrafului, a telefonului și a internetului, oamenii trebuiau să se bazeze pe mijloace de comunicare mult mai lente și mai puțin fiabile. Acest lucru însemna adesea trimiterea de scrisori prin poște sau bazarea pe transmiterea orală pentru a răspândi știri și informații. În unele cazuri, putea dura săptămâni sau chiar luni pentru ca informațiile să ajungă dintr-un loc în altul și adesea erau imprecise. Transportul era un alt domeniu în care oamenii din trecut trebuiau să se mulțumească cu o tehnologie mai puțin avansată înainte de inventarea motorului cu aburi. Oamenii trebuiau să se bazeze pe cai căruțe cu ci bărci pentru a călători pe distanțe lungi. Acest lucru însemna că deplasarea era lentă și adesea incomodă, iar călătoria dintr-un loc în altul putea dura săptămâni sau chiar luni și era în același timp periculoasă cu multe provocări și uneori mortal. În domeniul divertismentului, oamenii din trecut aveau de asemenea mai puține opțiuni. Înainte de inventarea televiziunii, a filmelor și a jocurilor video, oamenii trebuiau să se bazeze pe cărți, muzică și pe spectacole live pentru a se distra. Ai rezista oare doar cu aceste forme de divertisment? Probabil că nu având în vedere că acum te uiți la un videoclip pe smartphone-ul, tableta sau PC-ul tău. Mulți oameni ajungeau la moarte din burie sau subită. Moartea bruscă sau prematură era frecventă în trecut. Cei mai mulți oameni au murit de tineri, dar ratele de deces puteau varia în funcție de factori precum statutul, bogăția, locația și eventual sexul. Adulții au murit din diverse cauze, inclusiv ciumă, tuberculoză, malnutriție, foamete, război sau boală. Bogăția nu garanta o viață lungă însă. În mod surprinzător, călugării bine hrăniți din evul mediu nu au trăit neapărat la fel de mult ca unii țărani. Pre exemplu, speranța medie de viață din Anglia între 1330 și 1470 era în general de numai 24 de ani pentru bărbați și 33 de ani pentru femei. În Florența laice de la sfârșitul anilor 1420 se puteau aștepta să trăiască doar 28,5 ani bărbații și 29,5 ani femeile. Așadar, la vârsta la care azi începi viața de familie, în evul mediu te pregăteai de o eventuală moarte. În concluzie, e clar că supraviețuirea în trecut ar fi fost o provocare semnificativă pentru majoritatea oamenilor, fie că e vorba de lipsa tehnologiei medicale, de normele sociale sau pur și simplu de adaptarea la un mod de viață diferit, trecutul a prezentat multe obstacole pe care oamenii moderni le-ar fi depășit cu greu. Cu toate astea, e de asemenea important să ne amintim că oamenii din trecut au fost capabili să depășească aceste provocări și să creeze realizări remarcabile care au avut un impact de durată asupra lume în care trăim azi. Învățând din trecut și înțelegând provocările cu care s-au confruntat oamenii, putem aprecia mai mult progresele care au fost realizate și munca care mai trebuie depusă pentru a crea un viitor mai bun pentru toată lumea. În cele din urmă, întrebarea despre cât de mult am fi supraviețuit în trecut este un experiment de gândire interesant, dar e de asemenea un momentul despre cât de departe am ajuns ca societate. Cu toate astea, dacă ai fi trimis înapoi în timp, cât de mult crezi că ai fi capabil să supraviețuiești? Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la doza de istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere linkuri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!